În data de 2 noiembrie, deci exact în urmă cu o lună, în județul Hunedoara se înregistra un record al ratei de îmbolnăvire cu COVID-19 de 8,11 la 1000 de locuitori. Astăzi, 2 decembrie, după 30 de zile în care incidența de COVID a scăzut într-una, rata de îmbolnăvire a ajuns la doar 2 la 1000 de locuitori și doar 13 localități din cele 69 din județul Hunedoara se mai află în zona roșie de peste 3 la 1000. Acest lucru a fost și unul dintre punctele principale ale alocuțiunilor susținute de politicienii hunedoreni de Ziua Națională a României, aceștia exprimându-și speranța că pandemia va fi învinsă, fiind însă nevoie de solidaritate. În ultimii 2 ani, societatea noastră se confruntă cu provocări dificile. Pandemia care lovește în rafale pune la grea încercare nu numai capacitatea statului român de a reacționa, ci însăși forța fiecăruia dintre noi de a lupta. Istoria ne demonstrează că în momentele dificile, românii nu și-au pierdut niciodată credința și curajul. Ca și bravii noștri înaintași prin faptele noastre, trebuie să facem tot ceea ce este în puterea noastră și priceperea noastră pentru a ne ridica la nivelul sacrificiilor lor. Să fim toleranți, să fim uniți, să fim solidari. Conducătorii județului Hunedoara mai consideră că pentru a învinge pandemia de COVID-19, pe lângă solidaritate, este nevoie de acordarea unei atenții sporite pentru educarea și informarea corectă a tinerei generații născută după anul 1989, acestea putând fi realizate și prin luarea unor decizii corecte la nivel politic și administrativ. Solidaritatea românilor trebuie să fie puternică, să putem astfel depăși perioada dificilă și complicată prin care trecem cu toți. În anii în care au trecut după 1989, s-a născut o generație nouă, care s-a maturizat și care ne pune în fața unor provocări, cărora trebuie să le dăm un răspuns potrivit așteptărilor, astfel există riscul să o pierdem. Această generație este născută în libertate și democrație. Este o generație europeană, mai liberă, mai pretențioasă și mai mobilă decât toate cele pe care le-am avut în ultimul secol. Spre ei trebuie să ne îndreptăm atenția, acțiunile noastre politice și deciziile administrative. Vom trece cu bine peste această perioadă grea și complicată. Dar noi toți, care astăzi suntem aici pentru a sărbători Ziua Națională, suntem datori să avem grijă de sănătatea, educația și de posibilitatea pe care le oferim copiilor și tinerilor de acum. Optimismul politicienilor este totuși unul ponderat în condițiile în care a apărut o nouă variantă a coronavirusului, Omicron, considerată mai periculoasă decât cea actuală, Delta. În România sunt 3 cazuri suspecte de îmbolnăvire cu COVID-19 prin tulpina Omicron, dar niciunul dintre acestea nu este înregistrat în județul Hunedoara.